Bună ziua! În primul rând, mulțumesc tuturor celor care au contribuit la organizarea și desfășurarea evaluării naționale. Mă bucur ca la această conferință de presă să am alături de mine pe domnul secretar de stat Sorin Ion, domnul a fost președintele Comisiei Naționale de Evaluare Națională, privind evaluarea națională. De asemenea, îi mai avem alături pe domnul secretar de stat Zoltan Coloș, dumnealui este președintele Comisiei Naționale de Bacalaureat. De asemenea, îl avem alături pe domnul director Marian Șuță, de la Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație. Mulțumesc de asemenea tuturor celor care în aceste zile sunt în continuare implicați în desfășurarea examenului de bacalaureat. S-au desfășurat probele la limba română și la proba obligatorie a profilului. Urmează mâine proba la alegere și apoi ultima probă, cea la limba maternă. Suntem de asemenea într-un moment care marchează un pas înainte extrem de important și anume este anul în care evaluarea digitalizată se generalizează. Pentru prima dată la evaluarea națională, lucrările au fost corectate în întregime folosindu-se platforma de evaluare digitalizată. Din punct de vedere al prezenței la evaluarea națională, a fost prezența aproape 153.000 de candidați la fiecare dintre probele de limbă română și matematică și peste 8.300 de candidați la limba maternă. Cea mai ridicată prezență s-a înregistrat în județele București, Neamț, Constanța, Ilfov, Tulcea și Gorj, peste 98%. Cea mai scăzută prezență s-a înregistrat în județele Teleorman, Brăila, Olt, Satu Mare și Bihor, unde am avut o rată de prezență între 89,3% și 91,4%. În ceea ce privește desfășurarea probelor, acestea au avut loc în 3.392 de centre de examen și aș vrea să-i felicit pe colegii mei de la Comisia Națională, pe cei din comisiile județene și pe profesorii asistenți, pentru că au fost soluționate toate cererile pentru asigurarea de condiții speciale și pentru copiii din spital, doi dintre ei aflându-se chiar în afara țării. Toți cei care au solicitat au putut susține probele evaluării naționale. În total au fost date 2585 de aprobări pentru cazuri speciale, dintre care 20 pentru susținerea examenului la domiciliu, 27 examen în spital și în celelalte situații au fost asigurate condiții adaptate pentru asigurarea egalizării de șanse pentru candidații cu deficiențe de auz, deficiențe de vedere, tulburări de neurodezvoltare, diabet și așa mai departe. Din punct de vedere al statisticilor naționale, la limba română, 77,6% dintre candidații prezenți au obținut note peste 5, față de 73,98% la simulare. Procentul este așadar în creștere. La matematică, 68,7% dintre candidații prezenți au obținut note peste 5, față de 42,37% la simulare. Avem așadar o creștere de peste 26%. În ceea ce privește notele de 10, la limba română, 407 candidați au obținut nota 10, la matematică, 1060 de candidați au obținut nota 10, iar candidați care să fie obținut nota 10 atât la limba română cât și la matematică, pentru a obține media 10, avem 65 la nivelul întregii țări. Între copiii care au obținut medii între 5 și 10, cel mai mare procent se situează în intervalul de medii 7-8-99, puțin peste 33% dintre copii s-au situat în acest interval de medie. De altfel, rezultatele sunt acum disponibile pe platformă, atât în varianta sintetică, așa cum sunteți obișnuiți prin dosarul de presă, cât și pentru fiecare candidat în parte, prin acces individualizat. Din punct de vedere al evaluării digitalizate, așa cum am mai menționat, noutatea acestui an este organizarea celui mai mare examen pe care îl organizăm în România, atât din punct de vedere al numărului de candidați, cât și din punct de vedere al oamenilor implicați în proces. Practic, avem garanția că putem organiza astfel de examene cu corectură digitalizată. Pentru o imagine de ansamblu, în organizarea și desfășurarea evaluării naționale 2024 au fost implicați peste 21.000
profesori asistenți, aproximativ 14.000 cadre didactice implicate în organizare și desfășurare la nivel de centre de examen și aproape 9.000 de profesori evaluatori la cele trei discipline. Și le mulțumesc tuturor pentru implicare. Am primit feedback în contextul organizării simulărilor și am îmbunătățit procesul de evaluare. În urma feedback-ului am îmbunătățit platforma și acolo unde se înregistrau diferențe de notare între itemii obiectivi. Practic, lucrarea a fost retransmisă evaluatorilor pentru reverificare. A mai existat o noutate în acest an. Pentru prima dată de când se susțin examene naționale, evaluatorii din toată țara au fost instruiți direct de la Ministerul Educației în fiecare din centrele unde ei erau prezenți pentru demararea procedurilor de evaluare. Această abordare a contribuit, așa cum ne arată datele din acest moment, la o evaluare mai unitară. Și le mulțumesc colegilor mei din CNPE care au realizat aceste sesiuni de instruire, pentru care feedback-ul este unul extrem de bun. Per ansamblu, aceste două măsuri amintite au făcut ca acuratețea evaluării să crească. Procentul lucrărilor la limba română recorectate pentru diferențe mai mari de un punct s-a redus la jumătate față de simulări. Față de 11,39% la simulări, acum avem 6,39% lucrări recorectate pentru diferențe mai mari de un punct între cei doi corectori. La matematică, la simulări, au fost recorectate 0,1% dintre lucrări, 0,25%, îmi cer scuze, iar acum au fost reevaluate pentru diferență mai mare de un punct, 0,10%, 0,1% dintre lucrări. Tot legat de evaluarea digitalizată, dat fiind volumul de muncă mai mare, precum și responsabilitatea crescută, cuantumul sumei pentru asistenții cu atribuții de scanare a crescut anul acesta cu aproape 24% la evaluarea națională și cu 25% la bacalaureat, raportat la sesiunea din toamna anului trecut. Aș vrea să mai precizez și faptul că după ce se va încheia și examenul de bacalaureat, vom colecta feedback, atât în ceea ce privește desfășurarea examenelor, cât și în ceea ce privește procesul de evaluare digitalizată, pentru a continua îmbunătățirea atât a platformei informatice, cât și a metodologiilor pentru organizarea și desfășurarea acestor examene naționale. Ce urmează în zilele următoare? Eventualele contestații la evaluarea națională pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice astăzi, în intervalul orar 16-19 și mâine, 4 iulie, în intervalul orar 8-12. Rezultatele finale vor fi afișate pe 9 iulie. După afișarea rezultatelor finale, încep etapele admiterii la liceu. Prima dintre acestea este afișarea ierarhiei candidaților pe județ, aceasta având loc pe 10 iulie. Această etapă este de asemenea urmată de completarea opțiunilor pentru admiterea la liceu între 11 și 22 iulie, iar repartizarea computerizată pentru admiterea la liceu va avea loc pe 24 iulie. Pentru bacalaureat, așa cum spuneam, mâine se va susține proba scrisă, disciplina la alegere, iar rezultatele inițiale, înainte de contestații, se vor afișa pe 8 iulie. Vă mulțumesc tuturor și alături de colegii mei vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Bună ziua, Raluca Pantazi, edupeduc.ro. Pentru că evaluarea națională este un examen de importanță majoră pentru societate, îmi permiteți să adresez întrebări pe două teme. Și atunci încep cu prima temă. Unde sunt cei 16.000 de elevi care au lipsit de la evaluarea națională anul acesta, cel mai mare număr de elevi care nu au fost înscriși în ultimii 5 ani și cine este responsabil de faptul că nu au fost înscriși la examen? Potrivit datelor publicate de ministerul pe care îl conduceți, 176.000 de elevi erau înscriși în clasa 8-a la începutul anului școlar, iar la evaluarea națională, școlile au înscris 160.000 de elevi. Există școli care nu i-au înscris automat, deși metodologia prevede această obligație? Fenomenul Brăila este încurajat de Ministerul Educației? Sau aveți în vedere înscrierea automată de către minister prin SIR, oare de anul viitor? Secretarul de stat, vă rog, dacă doriți să faceți precizări. În primul rând, înscrierea nu este automată pentru că există categorii de elevi care se pot înscrie doar voluntar la cererea părinților. Vorbim aici de elevii cu cerințe educaționale speciale. Aceștia nu se pot înscrie voluntar. În al doilea rând, există elevii corigenți cu situații neîncheiate, repetenți.
și mai există o categorie mai delișă, elevii care în urma rezultatelor la olimpiadele naționale intră automat la orice liceu sau cei de la olimpiadele internaționale. Prin urmare, nu se pune problema comunicării directe între SIR și înscriere, atâta vreme cât sunt aceste categorii de elevi. De aici există o diferență între cifrele pe care le-ați spus dumneavoastră. Dar ați făcut vreo analiză câți repetenți au fost lăsați în clasa a 7-a din această generație, câți în clasa a 6-a? Este fenomenul Brăila o realitate și a anului 2024? Dacă îmi permiteți, într-adevăr, categoriile teoretice care se pot regăsi în situația de neînscriere la evaluarea națională sunt așa. Corigenții, copiii cu situația neîncheiată, copiii din învățământul special unde părinții nu au făcut această opțiune explicit de înscriere, copiii care au obținut premii la etape naționale ale olimpiadelor școlare. Într-adevăr, și noi ne-am pus această întrebare, dacă există o diferență între corigenții și repetenții din clasa a 7-a, din punct de vedere procentual, față de cei din clasa a 8-a. Dacă vă aduceți aminte, anul trecut am rugat pe cei de la Unitatea de Cercetare în Educație să facă o analiză a cauzelor de neînscriere. Am avut un raport, au fost o serie de măsuri, inclusiv măsuri de remediere a situațiilor și de remedial în general pentru învățământ. Ne dorim să avem în continuare o analiză și să vedem dacă, într-adevăr, există o modificare a comportamentului școlilor de la a-i neînscrie în examen efectiv la a crește numărul de corigenți sau repetenți în anii terminali. Dar acest lucru nu poate fi prezumat până când nu putem face o verificare. Situația școlară nu este închisă în SIR, pentru că există niște etape până la finalul oficial al anului școlar. După ce vom avea rezultatele finale, situația încheiată la nivelul țării, vom face această analiză și în cazul în care vom vedea discrepanțe majore, vom demara și noi propriile măsuri, pentru că este normal să ne punem această întrebare. Și acum pe al doilea subiect, aveți în vedere extinderea corectării digitalizate a lucrărilor elevilor și la evaluările de la clasele a 2-a, a 4-a, a 6-a? Am văzut zilele acestea și apelul public lansat de președintele Consiliului pentru Combaterea Discriminării, care a cerut ca ministerul să introducă evaluări cu subiecte unice și la clasele a 5-a, a 6-a, a 7-a și a 8-a, la diferite sau la toate disciplinele, astfel încât școala să nu mai producă iluzia că toți elevii sunt de 10, iar la final de gimnaziu să vedem că doar o mână de copii sunt acolo. Într-adevăr, planul este să avem evaluare standardizată și ea să poată fi aplicată anual. Noua lege a învățământului preuniversitar prevede această măsură. Avem un apel deschis în PNRR pentru o platformă digitală care să permită acest lucru și de asemenea ne dorim să avem o bancă de item standardizați care să poată permite și comparația între anii de studiu și între generații. Deci răspunsul este da. Dorința noastră este ca toate evaluările cu caracter național și care trebuie să rezulte și în planuri de intervenție personalizată să se administreze digital. De aceea, pentru noi, acesta a fost un an foarte important să putem vedea cum funcționează o astfel de evaluare la scară largă și, într-adevăr, următorul pas este ca să avem aceste evaluări în anii anteriori examenului de evaluare națională la finalul clasei a 8-a, pentru a nu mai ajunge în situația în care să existe discrepanțe mari între rezultatul la evaluarea națională și mediile din gimnaziu. Dar aveți un orizont de timp, cel puțin la evaluările 2, 4, 6, care se dau în fiecare an. Veți introduce de la anul această corectare digitalizată? Analizăm pentru anul viitor inclusiv o schimbare de metodologie și aici domnul director Șuț urmează să facă publice discuțiile pe care le avem. Ne dorim ca evaluările a 2, a 4, a 6 să nu se mai translateze în coduri care sunt greu de discutat și de înțeles, ci să avem punctaje care să poată fi traduse mai ușor în progresul elevului. Deci lucrăm într-adevăr la modificări de metodologie și vom lua în calcul inclusiv aplicarea digitalizată să vedem în ce măsură putem să adecvăm platforma și să mobilizăm resursa umană. Mulțumesc! Bună ziua, Euronews, Iona Nicolescu. Am două întrebări. Prima este legată de programa de la limba și literatura română și la evaluarea națională, dar și la bacalaureat. Aveți în vedere modificarea acestei programe astfel încât să fie introduși printre autorii canonici, spre exemplu, și autori din ultimii 40 de ani, poate, spre exemplu, Mircea Cărtărescu? După cum știți, reforma curriculară în gimnaziu a avut loc. Există o programă de evaluare care preia din programa existentă pentru gimnaziu acele componente considerate a fi relevante pentru evaluare. Sigur, am înțeles
apelul atât al elevilor cât și al societății să avem și texte mai recente. Și da, vom lua în discuție să vedem în ce măsură aceste programe de evaluare pot să fie mai aproape de experiența cotidiană a elevilor. Din ce am înțeles, în zona textelor contemporane, ele sunt mai degrabă la subiectele la alegere sau la subiectele, mă rog, inițiale, mai puțin în zona de analiză, dar da, putem lua în calcul și extinderea autorilor. În continuare, ce se mai întâmplă cu planurile cadru de la liceu, viitoarele programe și dacă faptul că, uite, ele trebuiau să ajungă să fie făcute publice în această primăvară, vor exista niște decalaje în ceea ce privește implementarea noului bacalaureat prin noua lege a învățământului preuniversitar? Am discutat chiar recent calendarul pentru elaborarea planurilor cadru, planului cadru, planurilor cadru de fapt pentru filiere și profile, a programelor școlare și ce va însemna pentru elaborarea manualelor și formarea cadrelor didactice. În acest moment nu este nevoie de o prorogare a termenelor. În acest moment, în continuare, generația care va intra la liceu în 2025-2026 începe pe programe noi, cu manuale noi și cu profesori formați. Și în timp scurt, imediat ce vom avea validate propunerile de planuri cadru și finalizată discuția în grupurile care sunt deja constituite, le vom face publice în așa fel încât să existe timp și pentru dezbatere publică. Pentru noi a fost foarte important ca dezbaterea publică să aibă loc, să fie un timp suficient de amplu și să nu se suprapună cu perioadele foarte încărcate de tip examene sau cu perioadele de vacanță. Și atunci, ultima întrebare, aveți un orizont de timp pentru asta? În timp scurt, nu aș vrea să dau un termen, aș vrea însă să vă asigur că la începutul anului școlar viitor vom avea planurile cadru în dezbatere publică. Ana Micu, Digi24. O primă întrebare referitor la evaluarea națională. Ați răspuns deja cu privire la cei 16.000 de elevi care se pierduseră din datele pe care le aveam în sistem, dar referitor la rata de prezență, avem cam 7.000 care nu au fost prezenți și în anii anteriori avem elevi care nu se prezintă la această probă. M-ar interesa dacă există o analiză sau se fac niște verificări sau se ia în calcul o discuție despre ce se întâmplă cu acești elevi care sunt înscriși sau se înscriu, dar nu mai ajung efectiv la probă. 7.000 de elevi înseamnă undeva 200 de clase, să spunem, la o medie de 25-30 de elevi. Așa cum spuneam, urmează să preluăm feedback-ul privind desfășurarea examenului și îmi doresc să realizăm din nou analiza pe care am început-o anul trecut cu privire la această discrepanță dintre numărul de elevi din clasa 8-a care se înscriu și apoi dintre cei înscriși și cei prezenți efectiv. Motivele pot fi multiple. Pe noi ne interesează, bănuiesc, dacă avem trenduri, dacă avem lucruri care se întâmplă și descurajează în vreun fel elevii. Dacă ei între timp se hotărăsc că merg pe o filieră profesională, nu cred că este o problemă. Ideea ar fi să nu existe alte tipuri de cauze. Și referitor la examenul de bacalaureat, pentru că s-a discutat și despre el, am văzut în primele două zile că au fost situații punctuale în județe, când a durat foarte mult scanarea și atunci au declarat județele punctual încheierea scanării, să spunem, la ora 16 sau ora 17. Ne puteți ajuta cu niște informații despre această situație? Înțelegem că este vorba despre foarte multe pagini, un număr mare de lucrări care trebuie scanate, dar și părinții și copiii s-au plâns de acest interval foarte lung. Așa este, am văzut situațiile punctuale și am discutat și noi zilele acestea cum să prevenim pe viitor. O să las pe domnul secretar de stat să vă spună ce feedback a primit din teritoriu. Bună ziua, mulțumesc. Într-adevăr, au fost situații și în special în prima zi la proba de limba și literatura română, unde, așa cum ați amintit și dumneavoastră, de regulă numărul paginilor scrise redactate de către elevi la această probă este destul de mare. 15, 18, chiar și peste 20 de pagini, astfel că procesul de scanare este un pic mai îndelungat. Dar nu neapărat procesul de scanare este atât de lung încât încărcarea lucrărilor pe platformă. Trebuie să vă aducem la cunoștință că prezența elevilor la scanarea lucrărilor este obligatorie, pentru că ei trebuie să ia la cunoștință numărul de pagini scanate, să semneze că sunt de acord, că au văzut lucrarea scanată, cu toate paginile, că lucrarea este lizibilă și așa mai departe. După aceea, urmează procesul de încărcare a lucrărilor pe platformă. Aici, prezența elevilor, candidaților, nu mai este obligatorie. În anumite centre de examen, și asta s-a întâmplat mai mult în prima zi la limba română,
Profesorii, colegii noștri le-au spus candidaților că dacă doresc pot să rămână în centru până la, în sală, până la încărcarea lucrărilor pe platformă. Tocmai de aceea s-a lungit această perioadă și de aceea, din păcate, s-au creat situații neplăcute unde copiii au rămas și două, chiar trei ore în sala de examen după terminarea, după finalizarea probei. Ieri dimineață, înainte de începerea probei scrise la proba EC, le-am reamintit colegilor din centrele județene de bacalaureat să atragă atenția colegilor din centrele de examen cu privire la aceste aspecte, adică faptul că nu este necesară prezența candidaților în sală până la momentul încărcării lucrărilor pe platformă. Astfel că ieri au fost foarte puține situații unde s-ar fi prelungit prezența candidaților în centrul. Mulțumesc și eu. Doamna ministru, vedem că la evaluarea națională acum un exercițiu dificil a fost numărul de I la finalul unui cuvânt, dar și textul 1 al evaluării naționale. Spuneați mai devreme de programa nouă și manuale noi din 2025. Când se va rezolva concret problema analfabetismului funcțional? Chestiunea analfabetismului funcțional ține de mulți factori. Unii dintre ei țin de zona educațională, dar mulți țin de discrepanțele sociale pe care le avem în societate. Există în legea învățământului preuniversitar o întreagă secțiune care vorbește despre măsuri pentru combaterea analfabetismului funcțional. Există de asemenea un program național de reducere a abandonului școlar unde țintesc și combaterea analfabetismului funcțional. În esență, avem nevoie ca înțelegerea textului să fie o chestiune care nu privește doar profesorii de limba și literatura română, să fie o chestiune pe care o formăm și o exersăm la nivelul tuturor disciplinelor și în acest sens ne propunem ca în noile programe de formare inițială a cadrelor didactice și în formarea continuă să insistăm vis-a-vis de responsabilitatea întregii comunități școlare pentru asigurarea unui nivel decent de competențe, atât din punct de vedere al literației, cât și din punct de vedere al literației științifice, matematice și așa mai departe. Raluca Mândoi, Oamenea Vizionem, bună ziua! Am văzut că și la evaluarea națională și la bacalaureat, la absolut toate probele de până acum, subiectele au ajuns în spațiul public, pe rețelele de socializare de acolo s-au viralizat rapid, au fost prinși și foarte mulți elevi, câteva zeci de elevi cu telefoane mobile. Ce ar putea fi făcut în acest sens la următoarele examene? Peste, avem cam fiecare an o serie de apariții în spațiul public ale subiectelor în timpul probelor. Aș sublinia acest lucru, ele nu apar înainte ca elevii să fie deja în stări, securizați. Practic, aceste cazuri sunt identificate pentru că avem metode prin care clarificăm rapid care este centrul din care aceste subiecte au ieșit. Și în toate cazurile, comisiile județene împreună cu poliția au făcut verificările necesare. Este foarte important ca cei din comisiile de la nivelul centrului de evaluare să fie foarte vigilenți vis-a-vis de accesul cu mijloace de comunicare, însă în același timp trebuie să fie foarte clar și care sunt sancțiunile. Sancțiunile pentru candidații prinși în această ipostază, da, sunt eliminarea din examen și neparticiparea la următoarele sesiuni. Pentru adulții, pentru cei care se află în comisii și care divulgă într-un sens sau altul, se deschid dosare penale. Deci este foarte important să garantăm securizarea acestor examene. Apariția în spațiul public a acestor subiecte nu a impactat desfășurarea examenului pentru că copiii se aflau deja în săli, iar cei care au încălcat regula, care este anunțată tuturor și care au încercat să facă publice subiectele din diferite motive numai de ei știute, vor fi sancționați cu toată rigoarea legii, pentru că nu avem nicio variantă în care să tolerăm astfel de fenomene. Mi se pare că este inadmisibil ca din curiozitate, din alte motive, lucrurile, așa cum au fost ele stabilite, să fie decalate. Și aici, așa cum știți, am făcut și un apel, am făcut o informare cu privire la cadrurile existente, cu măsurile luate și aș vrea să fac un apel și către reprezentanții mass media. Vă rugăm ca, având în vedere ora anunțată pentru
încheierea probei și ora anunțată pentru publicarea subiectelor și a baremului de corectare, chiar dacă subiectele ajung la reprezentanții mass media, ele să nu fie publicate. Este important. Madalina Iacob, Antena 1. 74% media notelor peste 5 anul acesta față de 76,2 anul trecut, pe aproape. Mai mare procentul a fost în 2022. Sunteți mulțumită de aceste rezultate, doamna ministru? Au fost subiecte mai grele, elevi mai nepregătiți? În primul rând, aș vrea să spun că rezultatele nu sunt comparabile de la un an la altul. Nu avem evaluare standardizată și din acest motiv nu putem să facem o comparație. Nu putem să spunem că generația anterioară a fost mai bună sau mai puțin bună decât generația actuală. De asemenea, nu putem face o comparație reală între subiecte. Procentul este unul care se înscrie în media anilor anteriori. Mă bucur că procentele peste 5 sunt îmbunătățite față de ceea ce am văzut la simulări. Asta înseamnă că faptul că s-a făcut o radiografie cu ceva timp înainte și au existat măsuri de recapitulare, de consolidare, a funcționat. Și cred că odată ce vom avea evaluarea standardizată, lucrurile vor putea fi observate mai bine și mai în adâncime. Ce vom putea avea în acest an și vom face public în timp scurt, este o evidență a gradului de rezolvare a fiecărui item. Iar acest raport va putea fi generat atât la nivelul țării, cât și la nivelul județului, la nivelul școlii, pentru a putea exista măsuri în anii următori și să se insiste acolo unde se observă că sunt carențe sistemice, adică acolo unde un număr mare de copii au greșit același subiect. Ca reper pentru părinți, atunci când completează fișele de înscriere, la ce să fie atenți? E un reper potrivit media de anul trecut la înscriere? Cred că părinții trebuie să completeze cât mai multe variante. Nu cred că trebuie să ne bazăm pe experiența anului trecut. Cred că opțiunile copiilor variază de la an la an. Cred că ierarhiile se schimbă de la an la an și atunci încurajez atât candidații cât și părinții să completeze un număr mare de opțiuni care să le asigure repartizarea la liceul și la profilul care li se potrivește. Bună ziua, Diana Dumitraș cu Televiziunea Română. Aș avea o întrebare legată de acest examen. Dacă elevii care intră în clasa 5-a în toamna acestui an sau dacă elevii care intră în clasa 5-a în toamna anului viitor vor da o evaluare diferită față de aceasta, dacă veți deschide această discuție în condițiile în care acest examen de evaluare națională este unul extrem de contestat de specialiști în educație, în sensul în care el nu testează în mod real cunoștințele unui elev pe parcursul celor 4 ani de gimnaziu, avem o evaluare doar la limba română și la matematică. Vechea lege, legea 1 pe 2011, prevedea o altă formă de evaluare, nu a fost cuprinsă în noua lege. Sunt curioasă să ne spuneți dacă există interes în a deschide subiectul de a modifica în următorii ani examenul de evaluare națională. Au fost multe discuții, într-adevăr, și mă aștept să fie destul de multe și după evaluarea națională din acest an. Într-adevăr, și noi ne dorim să avem o evaluare mai comprehensivă, de aceea am vorbit despre evaluările anuale, standardizate, care să permită, practic, evaluarea tuturor competențelor pe care le avem cuprinse în profilul absolventului. O să analizăm și noi, să vedem în timpul în care îl avem, până când platforma va putea fi utilizată la scară națională, va trebui dezvoltată, pilotată în mod firesc, dacă se impun modificări ale evaluării naționale. În acest moment nu avem astfel de planuri și cred că, ca un principiu general de politică publică, înainte să înlocuiești ceva, trebuie să te asiguri că ai ceva mai bun și ceva testat. Dar au fost foarte multe opinii din partea specialiștilor în a introduce încă o probă. Spre exemplu, dacă vrei să mergi înspre profilul real, să-ți alegi să dai la matematică sau nu la matematică, la fizică, la o altă materie care e din zona aceasta de real, dacă vrei înspre uman să facă diferența o altă probă, au fost foarte multe variante. Am avut această discuție, dacă vă aduceți aminte, în elaborarea legilor, există în lege prevăzut posibilitatea ca acolo unde există concurență în anii anteriori și unde liceul optează, putem avea o probă de admitere la liceu care să ofere această orientare suplimentară
acolo unde nu sunt suficiente notele de la limba română, matematică și limba maternă, tot legea prevede și termenele, deci acolo lucrurile sunt clare. Dacă este nevoie o probă, această modalitate oferă posibilitatea. Așa cum spuneam, am existat multe discuții, sunt convinsă că vor mai exista și vom vedea care este soluția pe care specialiștii o consideră a fi cea mai bună și care este soluția care se poate aplica și care poate fi susținută de pregătirea cadrelor didactice. Aș vrea să vă mai întreb un lucru. La bacalaureat vedem numărul celor care se prezintă la examen din promoțiile anterioare. De ce nu-l vedem la evaluarea națională? Anul trecut nu au fost înscriși aproape 15.000 de elevi, dar de anul trecut până acum am fi putut ști unde sunt ei, ce au făcut, sau am fi putut să-i vedem între cei care dau examen acum. De ce nu-i putem vedea pe acești elevi cum îi vedem pe cei de la bacalaureat? Pentru că parcursul ulterior clasei a 8-a nu presupune obligatoriu susținerea evaluării naționale. Deci dacă nu susții evaluarea națională, având în vedere că învățământul este obligatoriu până la clasa a 12-a sau până la clasa 11-a pentru ruta profesională, există etapă de repartizare în unitățile de învățământ, da, liceal sau dacă doresc să meargă la școlile profesionale, ceea ce bănuiesc că nu încurajează să reia evaluarea câtă vreme ei au mers mai departe fără ea. Mai este și cazul în care aceștia pur și simplu optează pentru ruta profesională și atunci nu mai este necesară evaluarea națională. Nu avem o obligativitate a susținerii evaluării naționale în contextul învățământului obligatoriu până la finalul învățământului secundar superior, adică până la clasa a 12-a sau a 11-a la școala profesională. Dar un elev care nu a dat anul trecut evaluarea națională și care a dat acum, câți elevi de anul trecut au dat acum evaluarea națională? Cât? 38? 38. Aveți în dosarul de presă. Da. Ok, o să mă uit, mulțumesc. Deci doar 38 din cei 15.000? Pentru că-s doar excepții care există. Nu vi se pare o cifră mică? În contextul posibilității de a merge mai departe și existența acelei etape de repartizare, care este obligatorie dacă învățământul este obligatoriu până la clasa a 12-a, nu a mai fost considerată necesară de către candidați reluarea și ținerii examenului de evaluare națională. Mulțumesc. O întrebare, vă rog. Sunt elevi care au obținut doar punctul din oficiu? Aveți statistica? Sau cel mai slab rezultat de la evaluare? Sigur, avem statistica. În momentul de față este și publică, da, și puteți consulta. Trebuie să înțelegeți că rezultatele sunt foarte proaspete chiar și pentru noi. Dar cu siguranță sunt și elevi care sunt în zona de cumva nu tocmai simetric cu maximum, dar există. Vreau să lămurim și acest aspect. Dacă au nota 1, au șanse să intre undeva mai departe? Nu există o limitare a accesului la clasa a 9-a câtă vreme învățământul este obligatoriu până la clasa a 12-a. Nu era obligatoriu, sau mă rog, nu era o limitare nici anterior, atunci când învățământul era obligatoriu până la clasa a 10-a. Deci toți cei care au dat evaluarea națională sau care din vari motive au decis că nu o susțin, vor avea mai departe accesul garantat la învățământul secundar superior, fie că este vorba despre liceu, fie că este vorba despre școală profesională. Domnul Lămurire a spus mai devreme că evaluarea națională nu este obligatorie din perspectiva elevului, însă înscrierea la evaluarea națională în metodologie este obligatorie pentru școli. Aveți în vedere sancțiuni pentru școlile care nu au înscris elevi la evaluarea națională, deși au mediile încheiate, nu sunt în situație de repetenție și nu sunt nici elevi cu CES? Dacă există astfel de cazuri, da. Există o etapă în care școlile validează pe baza listelor pe care le primesc în platforma de evaluare națională și eventual, dacă au solicitări exprese, cereri de nesusținere a evaluării naționale, fie pentru că sunt copii care au câștigat premii la olimpiadele naționale, fie pentru că sunt copii care pleacă în străinătate sau la licee private, unde nu e obligatorie evaluarea națională, atunci, sigur, ei îi debifează din platformă. Dar dacă avem școli care au eliminat din platformă elevi care aveau situația încheiată și nu au spus în scris că nu doresc susținerea evaluării naționale, da, acest lucru nu este conform legii și sigur că va fi sancționat. Dar da, vom face o verificare să vedem dacă avem astfel de cazuri. Eu mă îndoiesc.
Și încă o întrebare, mulțumesc. Tu mai ați declarat că rezultatele nu sunt comparabile de la un an la altul. În ghilimele este acest citat. Nu putem spune că generația anterioară a fost mai bună sau nu ca generația actuală. La fel între subiecte. Tocmai ați desfințat evaluarea națională. Subiectele de la acest examen nu sunt comparabile de la un an la altul. Subiectele întotdeauna se referă la un nivel mediu, dar pe teoria evaluării, dacă întrebați specialiștii, evaluările între generații sau evaluările între subiecte nu se pot face decât dacă avem o evaluare standardizată, item care să poată fi comparat. În cazul în care suntem în contextul nostru de astăzi, asigură evaluarea testarea nivelului mediu de obținere a competențelor pentru elevii de gimnaziu, dar nu putem face comparații între generații. Este o chestiune pur științifică de cercetare, pe care de altfel am văzut-o subliniată și în presă în repetate rânduri. Tocmai de aceea avem acea investiție din PNRR pentru platforma standardizată și tocmai de aceea ne dorim să avem un grup al celor care realizează subiecte, care să fie formați în teoria evaluării standardizate. Mulțumesc! Mulțumesc frumos tuturor și încă o dată felicitări tuturor candidaților care au obținut note care să le permită accesul la liceele pe care și le doreau și de asemenea aș dori să încurajez toate familiile, toate cadrele didactice să ofere sprijin psihologic tuturor copiilor care au susținut evaluarea națională sau care din vari motive au ales să nu o susțină. Este doar o etapă și ei trebuie să-și împlinească potențialul și au nevoie de ajutorul nostru pentru asta. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc.